Hai să stăm de vorbă! Hi, this is Mihnea. Welcome to Romanian Hub, the ultimate Romanian language learning portal. Many of you like the way my lessons are structured, but some viewers have noted the fact that there's a bit too much English and not enough Romanian being spoken. To a certain extent, depending on the lesson and series, I believe this is true. So, I'm starting a new series in which, apart from the intro and outro in English, I will go on a rant, I will have an informal chat with you exclusively in Romanian. I'll call this new series Romanian Chat. Hai să începem! Let's start! În episodul de astăzi vreau să vă vorbesc puțin despre cartea mea despre Thailanda. Într-un episod precedent am prezentat câteva aspecte de la lansarea cărții, dar astăzi vreau să vă spun un pic mai în detaliu ce poți citi în această carte. Titlul cărții este În țara surâsului și contrastelor, cu subtitlul Jurnal thailandez la început de mileniu. În primul rând, vreau să vă spun că Thailanda este cunoscută ca și țara surâsului, the land of smiles. Dar în același timp, când ajungi în Thailanda, îți dai seama că lucrurile nu sunt chiar cum par la prima vedere. Totul este un contrast între acest zâmbet pe care thailandezii îl pun la ei pe față și gândurile care, de fapt, se află în mintea lor. Un contrast foarte important. De aceea, acest titlu, În țara surâsului și contrastelor. Cartea a fost publicată de către editura Fundației Ioan Slavici din Arad în 2015. Cartea începe cu un cuvânt înainte în care sunt prezentat ca și un tânăr intelectual român plecat pentru prima dată în străinătate. Este adevărat, când am venit în Thailanda în 2002, a fost de fapt a doua mea vizită într-o țară străină. Am fost de câteva ori în Ungaria, dar de fapt doar am trecut granița până într-o piață foarte apropiată și nu am călătorit în afara țării mele natale deloc până când am ajuns în Thailanda. Volumul acesta de trăiri thailandeze, acest jurnal, începe cu două interviuri pe care le-am realizat cu doi ambasadori în Thailanda, ambasadori României în Thailanda. Primul interviu a fost cu Cristian Teodorescu în 2005 și al doilea interviu a fost cu Radu Gabriel Mateescu în 2009. Aceste două interviuri deschid jurnalul meu thailandez și într-un fel sunt interviuri document. Au fost inițial publicate în presa locală, nu știu câtă lume a apucat să le citească, dar având în vedere că domnul ambasador Radu Gabriel Mateescu a decedat între timp, cred că interviurile sunt de oarecare valoare istorică. Jurnalul unui tânăr profesor arădean în țara surâsului și contrastelor, ceea ce înseamnă că am fost profesor din momentul în care am plecat din Arad și mi-am dus în Thailanda să lucrez tot ca profesor într-o școală catolică din provincia Chonburi, la 60 de kilometri la sud de Bangkok. Volumul are 46 de mini-capitole și în fiecare capitol prezint cronologic trăirile, experiențele pe care le-am avut în Thailanda. Încep cu drumul spre Bangkok, prin Budapesta și Viena. Vorbesc despre primele impresii, despre Panatnikom, orășelul unde am stat câteva zile în Thailanda, despre sentimentele difuze pe care le-am avut. La un moment dat eram la școală și m-am gândit, ce fac eu aici? Cum am ajuns eu în Thailanda? Și am avut niște sentimente destul de difuze, după cum spun în volum, și m-am gândit dacă am luat decizia corectă să vin în Thailanda,
când eu aveam o slujbă destul de bună în România ca și asistent universitar la Universitatea Aurel Vlaicu din Arad. În total, cartea are 194 de pagini, iar fiecare capitol are câteva fotografii. În mare sunt fotografii cu mine, iar la sfârșitul cărții am un album cu vizitele mamei mele, a fratelui și a soției fratelui meu. Aceste fotografii sunt destul de frumoase. Ceea ce este special, cred eu, este că aceste fotografii sunt color și se poate vedea cât de frumoasă este Thailanda și cât de colorată și cât de minunată este această țară. Cartea a fost tipărită în 500 de exemplare. Am trimis câte un exemplar la bibliotecile mari din țară, iar am dat destul de multe pe gratis, am mai vândut câteva și nu cred că mai am foarte, foarte multe exemplare acasă. Am adus cu mine în Thailanda doar 3, mai am încă 2 pe raft, ceea ce înseamnă că este o carte document, o carte care nu o vei găsi ușor în comerț, o carte care probabil peste ani și ani de zile cineva o va găsi din întâmplare pe raftul unei biblioteci și va înțelege ce a trecut prin mintea și sufletul meu în primul an în Thailanda. Este vorba despre anul 2002-2003. And that's the end of this first episode of Romanian Chat, in which I go on a rant, I chat with you. I hope you enjoyed. Let me know in the comments section below how difficult it was for you to understand what I said. Until next time, this is Mihnea, signing out from Bangkok.